trecut destul de mult timp de când ne-am întâlnit cu jurnaliștii specializați în economie. Este prima ședință, am înțeles, după o pauză foarte lungă de COVID, așa că plăcerea este dublă să vă văd pe toți prezenți aici. Eu sunt Inga Nădobre, managerul de țară al Băncii Mondiale în Republica Moldova și eu aș vrea să spun vă două cuvinte despre ceea ce facem noi în Moldova. Și sigur că ați văzut deja foarte multe despre investițiile noastre operaționale, construcția drumurilor, școlilor, spitalelor, dar de asemenea este și altă parte a lucrului nostru în Moldova, și anume despre acea parte noi ne-am adunat astăzi să discutăm, și anume activitățile analitice. Sorry, se aude rău. I'm sorry, my apologies. I thought I pressed it. It disappeared. Okay. Especially now when Moldova is on its way to the European EU accession. Therefore, today, yes? 1 minute. Acolo mai este un microfon inclus. Eu aud încă o persoană. I see. Is it working now? No. Da, lucrează, da. Dar sunt două microfoane incluse. Trebuie să fie închis al doilea microfon. Iarăși, după cum am spus, ați auzit despre activitățile noastre și operațiunile noastre investiționale în Moldova, reabilitarea drumurilor, a spitalelor, a școlilor, dar mai este o altă parte, o altă categorie de lucru pe care îl face Republica, Banca Mondială în Republica Moldova. Este lucrul analitic, dialogul de politici cu guvernul, studii și rapoarte asupra mai multor provocări de dezvoltare cu care se confruntă Moldova. Și iată de ce ne bucurăm foarte mult să vedem pe toți aici, pentru că avem nevoie de ajutor ca să ne asigurăm că lucrul pe care noi îl facem este răspândit la unui auditoriu mai mare, și iată de ce este important să ne vedem cu jurnaliștii care scriu despre problemele economice. Pentru noi este foarte important. Și iată de ce ne bucurăm foarte mult că ați venit astăzi să discutați cu noi, și voi prezenta acum echipa pe partea asta a mesei. Noi suntem toți pe o parte a mesei, dar nu înseamnă că facem lucruri diferite. Suntem implicați în aceleași activități. Și, deci îl avem pe Arube Energie astăzi, directorul de țară, responsabil pentru Ucraina, Moldova și Belarusia. Vizitează Moldova. O cunoaște foarte des, cunoaște țara de foarte multe țări. Carolina Odobescu, ofițer operațional superior. Marcel Chistruga face parte din echipa economică. Eu sunt sigur că mulți dintre voi îl știi. Jasmin Ciacare este managerul de practici, responsabil de foarte multe țări din Europa și Asia Centrală. Nu sunt sigur câte exacte, dar foarte multe. Seven Acuto este economist superior. El este liderul echipei care ajută guvernul să pregătească operațiunile de suport bugetar. Și Marc Ștefaur, tot face parte din echipa economică, care lucrează asupra memorandumul economic pentru țară, dar de asemenea se ocupă și dezvoltarea economică a Moldovei. Aștia sunt membrii echipei noastre. Acum aș vrea să vă dau dumneavoastră cuvântul, să vă prezentați și ce mass media reprezentați, și apoi vă rugăm Jasmine să spune vreo câteva cuvinte înainte de a trece la prezentare. Bună ziua, sunt Ion Preașca, jurnalist și redactor șef la portalul moldstărit.com.
Bună ziua, sunt Natalia Melnic, șef-redactor Business Pages, portal Business Pages. Bună ziua, Ion Chișle, redactor șef Business Class. Bună ziua, agenția de presă Infomarket, sunt redactor șef Alexandru Burdeinu și președintele Clubului Presei Economice. Bună ziua, sunt Irina Mațenco, jurnalist-analist revistei economice Logos Press. Bună ziua, Dmitri Calac, redactor șef ziarul economic abăzrenie Logos Press. Bună ziua, sunt Alexandru Tanas, director agenției de presă Infotac și redactor șef revistei Bench și Finanță. Ui. Bună ziua, Tatiana Șichirliscă, Logos Press, economическое обозрение, скрию деспре фискалитате ши бюджет, финансы публичи. Thank you. Fine. Jasmine, I think, yep. Good morning. It's a pleasure being here. Thank you very much for coming and joining us here to talk about economic update and the fiscal the highlight on kind of fiscal policy. I thought I'd give you a quick. Can you hear? Right? Maybe I need to go closer. I'll talk a little bit briefly about the overall regional setting and regional outlook before we go into Nova specific discussion. The World Bank just recently published the latest Global Economic Prospects report that comes out twice a year. The June edition was just published, and based on in our report, we discuss the economic outlook for all the regions of the world. Okay, maybe I'll stop here while we're sorting out. Yes. Okay. Can you check all of them? Yeah. English for my. Maybe. Так, умоними, но традуйте. Ну, вся Один, и вип. You speak Romanian. Am înțeles că facem o pauză până finalizăm. Verificăm. Se aude? Bună, 1, 2, 3, se aude acum bine. Deci o privire generală, ce s-a întâmplat în 2022, în ceea ce noi numim Europa Centrală și Asia, Europa Centrală și de Est și Asia Centrală, au, în baza raportului pe care noi l-am prezentat, dar de fapt dezvoltarea economică în această regiune a fost caracterizată foarte mult de invazia Rusiei în Ucraina, creșterea inflației și creșterea prețurilor pentru energie. Și aceasta s-a întâmplat exact în momentul când țările au început să se recupereze după criza de COVID din 2021. Regiunea, de fapt, a avut o creștere economică destul de puternică, de 8,3%. Și apoi în 2022, cu toate aceste șocuri care au apărut, s-a redus creșterea foarte mult în toată regiunea și, de fapt, în regiunea ECA, creșterea a fost cea mai joasă din toate regiunile în creștere și dezvoltare. Și în 2022, creșterea generală a fost 1,2% în ECA,
Dacă scoatem Ucraina și Rusia, este 4,8, totuși semnificativ mai puțin decât anul precedent. Desigur, am menționat că acest lucru s-a întâmplat datorită mai multor factori, dar în special din cauza războiului în Ucraina, care s-a răsfrâns asupra încrederii în general, inflației și de asemenea distrugerea sau canalelor energetice. Și acestea s-a răsfrâns și în regiuni și subregiuni. În Ucraina și Moldova am văzut o contracție a economiei. Iarăși nu se aude. Ok, se aude. Deci a fost o reducere a creșterii în Europa Centrală și Balcanii de Vest, în special din cauzată de criza energetică. Apoi am avut un grup de țări, inclusiv Caucazul de Sus și Turcia, unde am văzut o creștere relativ rapidă, ceea ce se deosebește de restul regiunii. În acest an, în 2023, noi de fapt ne așteptăm ca creșterea să fie relativ mică. Vedem o îmbunătățire generală pentru întreaga regiune, dar de fapt dacă excludem Rusia și Ucraina, iarăși vom vedem că se micșorează până la 2,4%, adică o reducere semnificativă pe care o așteptăm pentru acest an. Și iarăși din aceleași motive, pentru că continuă războiul și pentru că avem și o inflație destul de mare, va fi necesar ca să se facă consolidare fiscală în majoritatea țărilor, piețele financiare se micșorează și toți acești factori vor contribui în continuare la reducerea creșterii economice în această regiune. Și dacă ne uităm la țările care creșterea economică a fost foarte rapidă anul trecut, ca Turcia, cel mai probabil și la ei acest ritm se va reduce. Pe termen mediu așteptăm o creștere a creșterii, deoarece o parte din acești factori se vor disipa, dar cred că cel puțin pentru Rusia situația va fi destul de, și pentru noi va fi destul de dificilă. Și acesta este contextul general în care vom discuta despre Moldova astăzi. Deci Moldova a fost, desigur, în particular afectată de toți factorii pe care am menționat. Direct a fost afectată de război în Ucraina, fluxul de refugiați, o incertitudine foarte mare din cauza războiului care a afectat țara. Și deși guvernul a întreprins câteva măsuri fiscale importante, am văzut că este o recesiune în 2022 care a fost mai mare decât noi ne-am așteptat. Deci a fost o contracție. Noi ne-am așteptat inițial la ceva o situație mai bună, dar desigur Moldova este în centru foarte mult, în centrul acestor crize multiple. În special, veniturile gospodăriile casnice au fost erodat, ceea ce a afectat consumul. Incertitudine a avut o pondere foarte mare pentru sectorul privat și investiții și acestea sunt cele două forțe care au generat creștere sau nu au generat creștere și au fost afectați de asemenea toți de inflație și creșterea prețurilor care afectează disproporțional gospodăriile casnice cu un venit disponibil mai mic. Deci noi așteptăm că în Moldova va fi o creștere de 1,8% în acest an și ceea ce este puțin, desigur, din cauza continuării războiului și așteptăm că inflația va fi relativ înaltă și, desigur, incertitudinea în ceea ce privește energia și prețurile și furnizarea energiei continuă să fie destul de semnificative și cred că în Moldova inflația va fi mai mare de 10% în viitorul apropiat și așteptăm că ea va ajunge la targetul de 5% în 2024, dar în acest an inflația va rămâne înaltă și noi de asemenea ne așteptăm la o descreștere a veniturilor, ceea ce va duce la deficituri fiscale mai mari, deși datorile publice rămân la un nivel sustenabil pentru moment,
Dar în ceea ce privește sărăcia, există foarte multe incertitudine. După cum am spus, gospodăriile casnice sunt cel mai afectate de inflația mare, dar am văzut o reducere destul de mică, foarte mică în rata sărăciei și posibil că aceasta va continua să se descrească în acest an datorită parțial programelor de susținere ale guvernului. Dar de asemenea este și un risc destul de mare că reducerea sărăciei va fi reversată de situația actuală. Pe termen mediu, desigur, perspectivele rămân nesigure într-un anumit sens, într-o anumită măsură, dar cred că ceea ce noi vrem să determinăm prin lucrul nostru analitic este că este important să se facă reforme structurale care vor avea rezultate pe termen mediu, să se sporească productivitatea. Este ceva ce noi studiem în memorandumul economic pentru țară pregătit de echipa noastră la moment, să se facă reforme pe partea guvernanței și reforme fiscale, ceea ce vom discuta mai târziu. Este foarte important de a stimula creșterea pe termen mediu, de a ajuta la convergența spre venitul per capita din Uniunea Europeană. Dar pe termen scurt vom continua cu un grad înalt de incertitudine și acesta este mesajul meu principal. Energia este, desigur, pentru Moldova una din principalele probleme și în ultima iarnă toți au supraviețuit, dar mai vine iarăși iarna și mai există anumite vulnerabilități care trebuie să fie soluționate. Și, desigur, aceasta este una din preocupările principale, dar, de asemenea, pe parcursul durata războiului din Ucraina va afecta perspectivele pentru Moldova în sensul că contribuie la sporirea gradului de incertitudine. Ceea ce afectează Moldova probabil cel mai mult din toate țările din regiune. Deci aici eu voi finaliza și dau cuvântul următorului vorbitor. Bună ziua! Am să vorbesc despre nota pe care am pregătit-o. Ea, într-adevăr, se bazează nota respectivă pe un raport mai amplu pe care noi l-am pregătit. Este vorba de analiza finanțelor publice. De obicei, Banca Mondială face acest raport odată la 4 ani. Și nota respectivă se axează, iată, pe ceea ce s-a întâmplat în trecut, dar vine și cu careva recomandări de politici și, practic, expune viziunea Băncii Mondiale la reformele ce trebuie să fie efectuate. Viorica, dacă poți spune slide-ul, te rog. Deci aș vrea să încep cu o mică paranteză înainte de toate. Am să încerc să fiu foarte succint pentru a lăsa loc pentru discuții, fiindcă dumneavoastră ați primit în principiu nota și respectiv am să încerc să nu intru în detalii tehnice, fiindcă iarăși rapoartele toate o să fie pe site lăsate, atât la noi pe Facebook și așa mai departe. Din cauza asta să încercăm să avem o discuție, zicem, mai mult axat pe politici decât tehnic. Am să încerc până aceea, vă spun că Republica Moldova este, are o economie mică, are probleme structurale, dependență de exporturi, foarte vulnerabilă la șocuri externe. Și în acest context este foarte important de avea politici, în cazul dat, fiscale, inteligente. Și noi am evidențiat patru, să zicem așa, piloni importanți pentru aceste politici. Unul ține de practic în perioada imediat următoare și vorba de a crea flexibilitate fiscală înainte de noul sezon rece al anului. Și e important să avem careva planuri pentru a, în cazul în care ne așteaptă iarăși o creștere a prețurilor atât la produsele alimentare cât și la resursele energetice, să avem careva planuri care s-ar putea să ne ajute, da, să trecem mai ușor de perioada următoare. Este important la fel, în același context, să avem o coordonare între politica fiscală și cea monetară,
pentru a sprijini pe de o parte creșterea economică, pe de altă parte ar fi să asigurăm trendul ăsta dezinflaționist pe care noi îl observăm la moment. Doilea punct important, reper, este aici este vorba despre eficiența cheltuielilor. Noi credem că este absolut important de a crește eficiența cheltuielilor publice și acest lucru este important în primul rând pentru a practica menține puterea de cumpărare a gospodăriilor pe termen scurt, dar în același timp pe termen lung este absolut important pentru a asigura sustenabilitatea fiscală, adică pe termen mediu și lung. Că există două practic obiective în acest sens aici. Trei, partea de venituri, e foarte important ca veniturile să fie sustenite de un sistem de impozitare progresiv și mai puțin distorsionat. Și patru, este important la fel ca să consolidăm cadrul relațiilor fiscale între administrația centrală, dintre administrațiile locale, dintre agențiile publice, întreprinderile stat, practic toate elementele sectorului public pentru a minimiza riscurile contingente și a minimiza, practic, posibilitatea de acestor riscuri. Am să încep acum să vă explic rapid despre ce am observat noi în ultimii, practic, 20 de ani, adică vorba despre caracteristici care noi le-am observat în finanțele publice. Primul moment important care îl observăm practic din start este faptul că finanțele publice s-au deteriorat din cauza crizelor care noi le-am avut recent și nu doar crize, dar au fost și careva schimbări de politică care în principiu au pus presiuni asupra finanțelor publice. Cu toții am văzut deficitul abordat de bugetul de stat pe anul 2023. Deficitul preconizat este de 6% și în principiu este vorba de un deficit care nu doar pentru a, să zicem așa, a atenua impactul invaziei rusești, dar sunt și pentru a susține investițiile, fiindcă autoritățile au un program ambițios de reformă și în principiu sunt gata pentru a transforma economia, iar pentru asta, desigur că este necesar de susținere de un pachet fiscal destul de mare. Partea de datorii publice, ideea noastră că este necesară o gestionare destul de atentă a sustenabilității. Datoria s-a stabilizat la un moment dat la un anumit nivel, acum a crescut până în jur de 36-31%. Desigur că structura datoriei în principiu este cunoscută practic la toți. Un lucru important care trebuie să-l punctăm este faptul că în anul 22 noi am riscul de stres test al datoriei publice totale a fost clasificat ca moderat, adică el a fost crescut de la jos la moderat. Și, iar datoria externă a rămas practic la nivelul de risc scăzut, adică risc scăzut la sustenabilității, am vedere. Problema cu datorie este că este foarte vulnerabilă la creșterea economică, adică cât creșterea economică este mai mică, cu atât datoria ar putea, sustenabilitatea datoriei ar putea fi afectată. Alt element important al construcției fiscale până acum au fost practic comportamentul politicii fiscale. Noi am observat că ea tinde să fie prociclică, cu alte cuvinte, când avem un ciclu, da, de creștere economică, de recesiune economică, într-un fel sau altul, politica fiscală este, să zicem, mai prociclică decât în alte țări, iar acest lucru, într-un fel sau altul, îngrijorează reziliența economică.
Noi considerăm că anume o politică contraciclică, cu alte cuvinte, atunci când unele cheltuieli ar trebui să crească sau impulsul ar trebui să crească unele cheltuieli fiscale atunci când economia se află în recesiune. Adică anume faza asta contraciclă este foarte importantă pentru a crea reziliență fiscală și este un element esențial pentru a reduce vulnerabilitatea fiscală a Republicii Moldova. Alt aspect important ține de rigiditatea bugetului. Noi ne-am uitat practic la categoriile care există a bugetului și am evidențiat acele categorii în care pe termen scurt, dar chiar și o parte din ele pe termen mediu, nu pot fi realocate, să zicem, în caz de necesitate. Și în principiu, dacă ne uităm la alte țări, bugetul nostru, nivelul de rigiditate a bugetului nostru nu este atât de mare, dar în ultima perioadă, el, în principiu, această rigiditate a crescut. Cu alte cuvinte, au crescut acele cheltuieli care, în caz de necesitate, nu vor putea fi ușor realocate spre alte categorii de cheltuieli. Iar dacă la aceste cheltuieli, zicem, adăugăm și careva venituri, să zicem, nu știu, veniturile fondurilor rutier, da, care colectările se colectează, sursele acestui fond, ele nu pot fi cheltuite pentru alte domenii, exact. Dacă adăugăm iată și acest tip de cheltuieli la calculul rigidității, noi în principiu avem o flexibilitate, da, de undeva de 12%, care poate fi realocat în caz că este necesar pentru alte necesități, da, în dependență de șocurile existente. Împreună, dacă punem nu doar fondul, fiindcă fondul a dat ca exemplu, adică sunt și alte categorii, da, de venituri. Dacă le excludem, cifra era de 70 sau 60, acum vă spun exact, 74, dacă fără partea de venituri. Dacă punem partea de venituri, atunci el crește aproape la 80 ceva, adică 12% doar rămân flexibile. Alt aspect important aici de menționat este noi îl numim dezechilibrele fiscale verticale, da? Adică e vorba aici practic de transferurile interguvernamentale. Da? Noi știm foarte bine că transferurile guvernamentale sunt cam 20% din totalul cheltuierilor, cheltuielile administrațiilor publice locale sunt în jur de 8% din PIB și practic dezechilibrul ăsta vertical practic măsoară care este ponderea cheltuielilor locale finanțate prin transferuri din transferul administrației centrale. Și în cazul Republicii Moldova asta e de 75%. Este o pondere destul de ridicată în principiu și practic e dublu decât media țărilor pe care noi am comparat, cu excepția Estoniei și Lituaniei, dar ideea e că structura administrativ-teritorială actuală a Republicii Moldova este de așa natură încât este puțin eficient, să zicem așa, în sensul că ea aduce puțină eficiență la restabilirea echilibrului, să zicem, da? Pentru că acum dezechilibrurile este fiscale, verticale, sunt destul de mari. Și nu doar cele verticale, dar și dezechilibrurile orizontale, fiindcă în afară de Chișinău și Găgăuzia, majoritatea celorlalte administrații depind în mare măsură, da, de transferul de la bugetul de stat și au o capacitate foarte limitată de colectare și astfel dezechilibrul fiscal orizontal el este evident, fiindcă, de exemplu, în cazul Chișinăului, da, care e aproximativ 60% din PIB, iar pe de altă parte majoritatea transferurilor, da, a municipiului Chișinău sunt direcționate către municipiul Chișinău.
În continuare o să discutăm despre cheltuieli publice și aici ideea, după cum am menționat, esențială este că să avem eficiență și echitate în aceste cheltuieli. Noi în raport și în notă avem o comparație cu alte țări, avem analize ce ține de cum au crescut ele în termen nominal, în termen real. Ideea cel mai important, probabil, este să spunem că cheltuielile curente, practic, și noi asta știm, în principiu, ele domină structura cheltuielilor, adică noi avem, pe de altă parte, puțin loc pentru investițiile productive necesare. Și, pe de altă parte, noi, practic, observăm cum politica fiscală se adaptează lent la tendințele demografice care există în Republica Moldova. Îmbătrânirea populației, emigrarea, modul de viață, toate astea, în principiu, într-un fel sau altul, se regăsesc în structura cheltuielilor, da? Și domină, într-un fel sau altul, cheltuielile Republicii Moldova. Noi vedem că o populație, zicem așa, îmbătrânită, cu stil de viață care îl are implicații semnificative asupra cererii de asistență medicală. Noi vedem că în același timp cheltuielile, noi vedem, de educație sunt mai mari decât în majoritatea țărilor care noi am comparat sau cu nivel similar de venituri, cel puțin. Dar rezultatele, practic, sunt diferite sau sunt mai mici în comparație cu țările despre care noi discutăm. În același timp, noi am avut în precedentul raport al analizelor finanțelor publice, noi am subliniat atunci un lucru foarte important care rămâne, cred că, actual într-o careva măsură și astăzi, fiindcă Moldova ar putea obține practic aceleași rezultate dacă ar cheltui cu 40% mai puțin. Și asta e o cifră destul de impunătoare în principiu. E adevărat că raportul a fost deja cu ceva ani în urmă, dar în punct de vedere a rezultatelor, da, care noi le observăm, lucrurile nu prea s-au schimbat. Astfel că Moldova, în principiu, acum cheltuiește vreo 70% din totalul cheltuielor publice pe așa numitele sectoare sociale. Ele sunt, în principiu, asemănătoare, adică această pondere este asemănătoare cu țările analizate, cu excepția cheltuielilor pentru educație, care rămân, în principiu, mai mari decât în cazul țărilor cu caracteristici structurale asemănătoare și cele chiar aspiraționale. Dacă noi am luat două categorii de țări care au caracteristici structurale asemănătoare și cele care, în principiu, Moldova ar putea să aspire. Da? Iată, chiar pentru ambele cheltuielile de educație sunt mai mari. Și să începem puțin să discutăm despre fiecare din ele. La capitolul sănătate este necesar, în principiu, de a crește rezultate, da? Sau crește eficiența cheltuielilor în sănătate. Fiindcă noi cu toții vedem că există de exemplu, aproape una din șase gospodării din Moldova, de exemplu, se confruntă cu cheltuieli extrem de mari pentru sănătate. 10% din populație încă nu are acoperire, să zicem, din cauza informalității în sănătate. Iar, pe de altă parte, noi vedem că cheltuielile sunt, după cum am spus, destul de considerabile. În acest caz, noi considerăm că eficiența tehnică acestor cheltuieli este, din păcate, încă scăzută și accentul trebuie depus pe eficiența îngrijirilor spitalicești pentru a reduce durata șederilor, să zicem, de exemplu, în spital. De altă parte, furnizarea mai multor servicii de îngrijire de zi. Un alt moment important aici, ține de cheltuieli de sănătate, este faptul că trebuie de axat pe careva achiziții strategice și contractarea de careva furnizori, contractarea selectivă de careva furnizori de servicii medicale.
diversificare mecanismelor de achiziții publice în medicină și în principiu de a lărgi accesul populației la careva tehnologii și produse medicale inovatoare. Termen mediu este absolut imperativ de a reproiecta sistemul spitalicesc, redirecționa resursul către servicii și redirecționa acest servicii către îngrijirea primară. Noi vedem că sistemul, infrastructura spitalelor și nu doar a spitalelor în sectorul de sănătate consumă resurse enorme. Din această cauză noi considerăm că reorganizarea acestui sistemelor este importantă pentru a elibera careva din resurse și din nou pentru a ne axa pentru îngrijirea primară și nu cea în spitale. Cheltuielile în educație, ele sunt, desigur că noi s-a discutat foarte mult cât de importante sunt cheltuielile în educație pentru o creștere economică sustenabilă. Noi avem în raport, dăm și careva cifre interesante, de exemplu, cei care au absolvit doar învățământul primar și nu au alte studii suplimentare, sunt cei mai săraci, practic, da? Adică rata de sărăcie e aproape în jur de 47% pentru cei care au doar învățământ primar. De aceea, în cazul Republicii Moldova, eu am mai menționat puțin mai sus, că cheltuielile sunt mai mari decât în alte țări, ele sunt în jur de, când analizam, erau în jur de 6%, și pe când media altor țări era în jur de 4,5%. Aproximativ 90% din tot bugetul educației se duc către cheltuieli curente și este absolut puțin ce rămâne pentru careva investiții sau îmbunătățirea calității, nu știu, capitalului și materialelor educaționale. Eficiența cheltuielilor este scăzută. Noi în raport avem și niște calcule bazate pe scorurile PISA. Este la fel important să optimizăm mecanismul de finanțare și la fel este important în viziunea noastră să optimizăm rețele educaționale. Noi credem că formula de alocare a fondurilor către instituțiile din sistemul educațional trebuie să se bazeze pe elev, pe copil în diferite situații, pe student, cu coeficienți, desigur că specifici pentru sprijinirea celor care sunt din grupurile defavorizate ale populației. Partea de protecție socială, care practic este cel mai mare din categorii de cheltuieli. Aici, din partea de cheltuieli ce țin de pensii, noi în raport enumărăm care au fost reformele, impactul acestor reforme. Aici aș vrea să menționez un aspect ce se indică de următorul aspect. Noi considerăm în continuare că contribuția fiecăruia din noi încă este puțin, se regăsește într-o măsură mică în pensia pe care până la urmă o primim. Adică legătura asta între contribuții și pensii, noi considerăm că termen mediu ea trebuie să fie consolidată. În același timp, în sistemul de pensii există persoane care ar putea pune presiuni pe termen mediu și noi vorbim despre ele în notă. Am dat exemplu zilierilor din sectorul agrar, de exemplu, fiindcă ei nu contribuie practic și la un moment dat o să fie partea sistemului de pensii. Și termen destul de mediu și lung, asta o să fie o presiune destul de mare, noi avem calcule în raport, dacă sunt necesare detalii, cu siguranță le dăm, dar din punct de perspectiva noastră, asta e una din presiuni care ar putea să apară. La fel, în raport discutăm despre pensiile privilegiate, noi discutăm despre pensiile din sistemul judiciar,
și la fel menționăm și pensiile de militarilor. Viziunea noastră există loc de a optimiza sau de a face careva îmbunătățiri, anume în privința acestor pensii privilegiate. Partea de asistență socială, și aici menționăm că este asistența socială, practic, este principala sursă de suport pentru cei mai săraci. Undeva în jur de 41% din populație au primit într-un fel sau altul careva asistență socială din anul 2020 și noi în raport avem o analiză practică a tuturor acestor diverselor programe de protecție și socială și care este impactul lor de reducere a sărăciei. În viziunea noastră, programul ajutor social are un impact asupra săracilor cel mai mare. El este direcționat în proporție de aproape 83%, care merge pe chintila cea mai săracă. Și iată, această analiză, în principiu, și ne relevă faptul că este unul din cele mai bine țintite, da, sau cele mai bine îndreptate către necesităților păturilor cele mai sărace din Republica Moldova. Este la fel important să menționăm că recenta criză energetică, da, într-un fel sau altul a subliniat ineficiența beneficiilor categorice, adică modul în care ele beneficii categorice lucrează în Republica Moldova. Deși impactul per total asupra sărăciei este unul pozitiv, noi argumentăm și spunem că ele nu au ajuns la cei mai săraci. Adică impactul asupra sărăciei există, dar aceste resurse nu au ajuns la cei mai săraci și, de exemplu, 60% dintre cei mai săraci nu sunt conectați la rețeaua de gază, de exemplu. Da? Și prin urmare nici nu au putut beneficia de subvenții. Desigur că ele au fost alte modalități de ajutor, dar ideea noastră este pentru ca, în principiu, de a avea un sistem sustenabil din punct de vedere fiscal și social, sistemul sau cheltuielile cu asociația de protecție socială trebuie să se simtească mai bine. Da? Asta este ideea noastră. Și avem, iarăși încurajez să vă uitați la raport, dacă sunt necesare detalii, putem să le dăm, dar ideea la nivel general este anume aceasta, că trebuie să fim mai țintiți, fiindcă cheltuielile astea sunt destul de costisitoare și ele nu, pe termen mediu și lung, noi nu vedem că ele vor scădea, noi din contră considerăm că ele vor crește, adică cheltuielile ce țin de protecția socială. Din cauza asta, țintirea lor este foarte importantă. Și tot ca să până merge la alt subiect, un lucru important care vrem să-l menționăm este că noi considerăm că trebuie dat o atenție mai mare în cadrul proiectelor care noi le avem, dar poate și celelalte care o să mai fie, a familiilor cu copii mulți sau a familiilor cu dintr-un adult, să zicem, și mai mulți și copii, fiindcă în viziunea noastră aici se poate de făcut, de a avea îmbunătățiri și considerăm că accentul poate fi schimbat puțin în diferite zone pentru a susține aceste categorii de gospodării, fiindcă în viziunea noastră ele sunt unele cele mai vulnerabile și chiar sărace din Republica Moldova. Putem să trecem la partea de venituri. Aici v-am menționat noi vrem să fie ele eficiente, simple și echitabile. În principiu, când comparăm Republica Moldova cu alte țări, ea are venituri mai mici decât media acestora și mai mici cât asta e vorba, cam cu vreo 7
puncte procentuale mai mic decât țările, să zicem, aspiraționale, la care Moldova, în principiu, ar putea să aspire. Am să încerc în raport analizăm pe rând mai multe impozite. Primul este TVA și analiza noastră în raport începe cu așa-numitul VAT gap sau decalajul TVA. Aici găsim că sau analiza denotă că am putea încăsa cu aproximativ 17 miliarde de lei mai mult, adică cu jur de 7% din PIB mai mult, dacă am avea o conformare deplină la o rată standard a TVA, adică la toate produsele, și dacă toate scutirile și coturile de reduse vor fi eliminate. Desigur că este un caz ideal și dar această analiză, în principiu, ne ajută să vedem unde ar fi careva domenii de reforme, da, care ar putea să le facem, să le implementăm. Și, de exemplu, analiza relevă că ratele reduse din sectorul agrar sunt un domeniu de reforme și introducerea TVA, de exemplu, la autovehicule, tot ar fi un domeniu important. Având în vedere componența, da, coșul de consum și existența atât de multe produse scutite la cote reduse, la cote zero, practic cota efectivă a TVA, iată ce am observat noi, care o plătesc gospodăriile, da, este de 9,34%. Adică dacă luăm în calcul ce consumă gospodăriile, te uiți la coșul lor de consum și calculezi care din produsele respective au cotă zero redus și mai departe, adică rata efectivă a TVA la un republican de 9,34%, ceea ce este practic la capătul inferior al distribuției, dacă ne uităm în comparație cu țările UE. Și iată, am început să ne gândim cum ar putea sau ce se poate de făcut în cazul în care noi schimbăm ratele TVA, cum le schimbăm, la ce le schimbăm. Și am ajuns să modelăm în principiu mai multe scenarii care ar fi impactul, da, asupra, să zicem, veniturilor populației și nivelul sărăciei, care ar fi impactul asupra colectărilor la buget, care ar fi impactul care ar fi impactul asupra acestor domenii dacă noi avem mai mult scenarii, dar nu luați scenariul că dacă creștem, să zicem, TVA la produse alimentare și la băuturi nealcoolice, o majorăm la 20%, am luat scenariul dacă creștem, introducem TVA de la 0 la 4% pentru toate produsele scutite din prezent de TVA. Această analiză este prezentată și în notă și în raport, doar dacă succint să vă spun că în cazul, de exemplu, dacă creșterii cu 20% a TVA la produse alimentare și nealcoolice, atunci asta ar duce la o scădere, în principiu, moderată a bunăstării, dar ar duce, desigur, cu o creștere substanțială a veniturilor publice. La fel, în raport, noi prezentăm care va fi distribuția impactului pentru diferite tipuri de gospodării. Și indiferent, practic, care scenariu, da, noi l-am analizat, oricare din aceste scenarii noi l-am analizat, care din ele le-am numit scenariu pe termen mediu, care să avem o convergență față de ratele UE, da? Adică, să zicem, 20% pentru toate bunurile și servicii sau 15% pentru produse alimentare. Deci, în care scenariu noi ne-am uitat, impactul, desigur, asupra gospodăriilor este diferit, distribuția acestui impact diferit, dar în orice caz noi considerăm că aceste schimbări ele trebuie făcute absolut în paralel cu careva măsuri de atenuare a impactului asupra celor care vor fi gospodăriilor care vor fi cel mai mult de suferit. Partea de
pe partea de impozite, un lucru important care vreau la fel să menționez la TVA. În raport identificăm la fel sau propunem, mai bine spus, introducerea la TVA la sectorul comerțului, în sectorul comerțului electronic. Ideea este că considerăm că ar putea găsi câștiguri importante pentru dacă am furnizorii, da, de bunuri și servicii digitale din afara Republicii Moldova care furnizează pe teritoriul Republicii Moldova bunuri și servicii, ar contabiliza TVA-ul pentru aceste vânzări. Noi argumentăm din ce cauză mi se pare lucru important și la fel în raport discutăm despre introducerea TVA la autoturisme, care era în jur de un calcul vechi din, prin 2016, spunea că impactul ar fi în jur de 0,35% din PIB dacă vă introducem TVA-ul la autoturisme. Celălalt impozit analizat a fost impozitul pe venit. Noi considerăm că acest impozit este constrâns în primul rând de eficiențele structurale practic care există și anume în primul rând distribuția inegală a veniturilor din salarii. Da? Adică avem o distribuție inegală acestor venituri. Ideea, ca să nu pierd timpul mai mult, ideea aici este că noi am încercat să ne uităm la alte țări. Cazul, noi am fost simulări în Albania și Kosovo, care am aplicat în cazul Republicii Moldova. Și noi considerăm că dacă scoatem toate scutirile existente, în principiu și introducem un sistem progresiv cu o primă treaptă la o rată de 0%, asta ar putea să aibă un impact pozitiv atât asupra reducerii în principiul a sărăciei, în principiu, adică impactul ar putea să fie destul de pozitiv, dar și a colectărilor. Da, eu mă uit la timp că trebuie deja să finalizez. Am să vă spun că la impozit pe persoanelor juridice, la fel am analizat trei reforme de politici, una ține de eliminarea completă a cheltuielor fiscale, introducerea unei rate de 15% și impozitarea într-o proporție mai mare a întreprinderilor mari și într-o proporție mai mică a întreprinderilor mici. Și rezultatele, în principiu, pe care noi le-am obținut, am putea spune că sau recomandarea ar fi în principiu ca să aducem sectorul IMM-urilor la cota standard, să eliminăm multiple rate de impozitare existente. Și aceasta, în principiu, noi considerăm că ar îmbunătăți foarte mult încasările. Alte aspecte sunt de economie nedeclarată, dar cred că am să las totuși timp pentru a discuta și a primi întrebările dumneavoastră. Fiindcă, în principiu, nota o aveți, poate într-adevăr să lăsăm timp pentru mai mult, pentru nu explicații, dar întrebări. Mersi. Позвольте мне на правах президента клуба экономической прессы. Мы уже перейдем к вопросам. У нас мы все имели возможность ознакомиться с предварительным отчетом, и за что благодарим формат, который предложил Всемирный банк офис Кишинева. Я предлагаю пока по одному вопросу пройтись. У нас всего полчаса времени осталось. Иван, давайте слева начнем. У кого? Александр Васильевич, вопросы. Александр Васильевич. Вопросы. Вы закончили на том, что есть вопросы к серой или теневой экономике. Есть у Мирового банка хотя бы приблизительная цифра, сколько это? 20% в Молдове или больше, чем 20%? Но...
Noi folosim datele oficiale a Biroului Național de Statistică. Noi nu am făcut calcule sau nu avem un studiu separat pe economia tenebră în Republica Moldova. Ирина, вопрос. Продолжение, слышно? Продолжение этого вопроса. Всемирный банк считает, что первичный сектор медицины необходимы срочные реформы. Что конкретно имеется в виду? Речь идет о децентрализации первичной медицины с концентрацией медуслуг на местах, в районах и селах. Потому что нужно понимать, что этот сектор самый коррумпированный сегодня, и он давно не поддается никаким реформам. Идея наша есть для реорганизации, дирекционария келтуэлилор дин спре медицины на аша фиаланкит. Но если практик, если мутем дела administrarea clădirilor din sistemul spitalicesc spre o prevenire a bolilor. Prevenirea bolilor de obicei se face în... Bine, sunt mai multe metode, dar ponderea cea mai mare atunci când mutăm de la spitale la prevenire în partea de îngrijire primară. Și iată aici este într-adevăr important de a vedea cum în primul rând, mutăm cheltuielile dintr-o parte în altă. În altă parte, de a vedea cum nu doar cheltuim, dacă pur și simplu am luat un leu de la spital și l-am dat la îngrijire primară, asta nu neapărat înseamnă că deja s-a schimbat ceva. Adică cum reul respectiv ajută ca oamenii să prevină bolile în loc să fie tratați în spital. Dar cât s-ar strânge cheltuielile? Noi nu vorbim de la moment de a micșora cheltuielile. Noi vorbim la moment de a le face mai eficiente și de a reorienta. Colegul meu de la Capital Market, care nu poate să fie acum aici, задает вам следующий вопрос. Учитывая, вы сказали, что 70% расходов идут на социальный сектор. Учитывая этот фактор, не кажется ли вам, что необходимо уделять большее внимание созданию рабочих мест в реальном секторе экономики? И готовы ли государственные финансовые структуры к такому показателю, как занятость населения и открытие новых рабочих мест? В сегодняшнем докладе мы не увидели раздела «рабочая сила», как ни странно, и хотели бы выяснить, почему. Noi, eu ca să înțeleg întrebarea, ne uvidele roboce sila, ați în vedere... Săzdanie roboce. Poate eu vă aduca și răspundeți întreg. Я хочу в продолжение этого вопроса. Это скорее не мой вопрос, сколько вопрос бизнеса, который они нередко задают, вот мы общаемся с разными представителями бизнеса, в том числе обсуждаем налоговую, фискальную политику и вообще политику государства в области развития бизнеса, развития экономики. И они нередко задают вопрос о том, что вот вы говорите о том, что большая доля расходов в образовании, большая доля расходов в здравоохранении и так далее. И они задают вопрос, почему речь идет о снижении расходов, и речь идет о увеличении налоговой нагрузки, когда можно решать эти проблемы немножко другим путем, за счет стимулирования роста экономики, за счет создания рабочих мест, за счет создания условий для привлечения инвестиций, за счет создания условий для развития бизнеса, что увеличит ВВП и, соответственно, снизит долю расходов в образовании в других сферах. Спасибо. Да. Мерси pentru întrebare. Noi scopul raportului nostru este analiza performanței financiare, da, finanțelor publice. Noi avem alt raport pe care am menționat
colegii și chiar să-l rog și pe Ștefan o spună despre el, în care noi abordăm problemele despre care dumneavoastră ați menționat, el se numește CEM, adică Memorandum Economic de Țară. Și doar o mică remarcă în ceea ce spuneți dumneavoastră, noi nu recomandăm scăderea cheltuielilor, noi recomandăm să le facem mai eficiente. Da, mersi. Yes, let me take this question. Dați voi să răspund la această întrebare, cu toate că probabil va fi un răspuns destul de lung. Eu voi stărui să fac cât mai, să vă răspund cât mai scurt și pe urmă am să rog pe Marc să completeze. Este important să subliniem contextul curent și cel de lungă durată. În contextul curent, evident, apariția lucrurilor de muncă este important. Susținerea gospodăriilor în contextul prețurilor crescătoare la alimentație și la energie a fost o provocare pentru guvern și nu numai în Moldova, dar și în toată Europa. Și noi trebuie să aplaudăm guvernului pentru toate resursele cheltuite pentru a mitiga, pentru a aplana acele impactul economic a invaziei Rusiei în Ucraina. Dacă vorbim despre lungă durată, ar trebui să vorbim despre o abordare mai echilibrată și prognoza de mulți ani înainte, de fapt analiza anilor trecuți, anume toată situația cu migrația de muncă este lipsa locurilor de muncă sau crearea puținilor locuri de muncă. Desigur că acest sector, acest element trebuie suportat. Dar este nevoie și de susținere financiară pentru a crea locuri de muncă sau pentru a atrage investiții. Trebuie să creați un mediu atractiv care atrage, care este atractiv pentru business și noi am făcut analiză și totodată anume este ceea ce și speră să atingă guvernul, anume să adreseze problemele, soluționeze problemele cu îmbunătățirea, crearea mediului favorabil în sector public, cu competiția, cu susținerea pentru investitori, pentru ca investitorii să dorească aici să deschidă afacerile. Aici eu mă opresc și transmit lui Marc. Aș vrea să adaug doar câteva cuvinte. Ștefan a spus de lungă durată și cât de important este crearea locurilor de muncă pentru contribuțiile în sectorul social. Și ceea ce noi menționăm în CEM, acum forțele de muncă în Moldova sunt productive numai la 40% în comparație cu România. Ce se poate de făcut ca pentru îmbunătățirea piețelor, să fie mai eficiente, să fie mai productive? Și una din soluțiile este o infrastructură bună, mai multe firme, atragerea mai multor afaceri, dar și eficientizarea piețelor pentru a stimula crearea locurilor de muncă, stabilirea companiilor și modificări și în legea falimentului, etc., etc., pentru
abilita pentru îmbunătăți și pentru a facilita efortul întreprinzătorilor. Acestea și alte legi. Și aceste eforturi, mai multe eforturi, sunt necesare pentru a îmbunătăți productivitatea economiei. Ceea ce va avea impactul său și asupra sectorului social în termen mediu și lung. Și completarea la ceea ce a spus domnul, referitor la impozitare, la impozitul privind, dumneavoastră a zis că ar fi recomandabil uniformizarea într-un fel impozitul, ceea ce va duce la creșterea veniturilor. Însă noi știm că impozitele reduse sunt niște atracții investiționale pentru multe industrii din Republica Moldova. În acest scenariu ați luat calcul faptul că ar pierde într-o bună parte atractivitatea pentru industrie, cum este IT-ul și alte domenii care, iată, atrag investiții și creează locuri de muncă, anume prin aceste scenarii. Da, în raportul nostru, noi exact, apropo despre IT, am adus ca exemplu, am vorbit despre zonele economice libere. Ideea aici este de a, dacă vrem să ținem, dacă ați pomenit-o de sectorul IT, când ne uităm cu ce se ocupă, da, companiile din sectorul IT sau cele, haideți altfel, cele companii din sectorul IT care dezvoltă programe software, cel mai probabil pentru ele nu e atât de important impozitul pe care îl plătesc. Adică important sunt alte aspecte. Vine impozitul pe care îl plătești, e important atunci când administrezi o bază de date, când faci outsourcing pentru o companie, un call center când îl ai, da? Și când te uiți exact ce se ocupă, de exemplu, compania IT, bine, nu toate, ca să mă înțelegeți corect, dar există foarte multe companii care se ocupă cu lucruri care nu țin neapărat de dezvoltarea unui produs soft. Exact. Ele toate sunt, nu îmi spune că ele nu sunt importante, dar ideea generală că dacă vrem să susținem acest, dacă prioritatea e susținem anume aceste companii, poate fi făcut prin alte măsuri decât prin rata de impozitare. Rata de impozitare ar fi bine să o uniformizăm pentru, pe de o parte, a nu avea probleme de evaziune fiscală, nu avea probleme de companii care sunt create mai multe companii, dar doar ca să nu treacă un anumit prag și nu cadă sub radarul, de exemplu, inspecție fiscală, administrare fiscală, alt moment, adică ar fi să mulțumim de beneficii. Iar celelalte sectoare sau companii care noi dorim, într-adevăr, să le susținem, acest lucru poate fi făcut altfel decât prin rata de impozitare. Can I just complement? Dacă îmi permiteți la ceea ce a spus Marcel, dacă vă uitați în general stimulentele, în primul rând trebuie să vă uitați la ce tip de investiții directe străine vreți să adăugați, să atrageți. Sunt diferite motive pentru ca un investitor să vină în țară. Câteodată este vorba de condițiile pe piața locală, câteodată pentru exploatarea resurselor sau uneori decizia depinde de costul muncii, etc. Deci, în primul rând, este important să luați aceste în considerente. În al doilea rând, totdeauna este mult mai ușor să luați cheltuielile sau pierderi de venit sau alte sau impactul legislației, dar este mult mai dificil să evaluați beneficiul legislației. Și dacă luați experiența globală în introducerea stimulentelor fiscale, veți vedea că sunt diferite rezultate, ba chiar și negative, pentru că obiectivele dorite ar fi
mai multe brațe de muncă, conexiunea economiei locale, atragerea sau adaptarea tehnologiilor străine, tot ceea ce se obține prin stimulentele fiscale pentru atragerea investitorilor, dar în multe cazuri vedem eșecul acestor eforturi. Și deci se vorbește nu numai despre, să zicem, cu 20% un impozit mai mare sau mai mic decât în Europa, dar care este strategia, unde tindeți, ce vreți să obțineți și să faceți această analiză cost-beneficiu. Exact asta se analizează și privința când considerați, când evaluați zonele economice libere sau alte aspecte. Și în multe cazuri investitorii oricum vin, chiar fără stimulente sau fără vacanță fiscală. Și iarăși, întorcându-mă la răspunsul meu precedent, nu este vorba atât despre stimulentele fiscale pentru investitori, dar dacă aveți un mediu bun, forță de muncă, logistică, toate aceste servicii care sunt importante pentru investiții de lungă durată. De altfel, veți avea niște firme care vin doar pentru careva scop pe câțiva ani și pleacă. Что-то следует, что расходы на образование могли бы быть ниже на 40%, результаты были бы те же. Правильно, вроде я поняла. Что это значит? Нужно закрыть школы, сократить учителей? Или как должны быть переориентированы эти расходы на образование, чтобы эффективность была выше? Да, идея în educație constă practic în următoarele lucruri. La moment, cheltuielile curente, da, domină practic tot, adică salarii, mentenanța școlilor și așa mai departe, asta domină cheltuielile pentru acest sector. Ideea noastră este de a găsi spațiu și a încerca de a investi mai mult în îmbunătățirea calității a studiilor, fiindcă la moment, din păcate, aceste resurse sunt canalizate în altă parte. Și aici vorbim de toate nivelele de educație, și chiar inclusiv cel superior, da, fiindcă acolo tot necesită o anumită optimizare. Eu am impresia că am menționat, noi considerăm că trebuie modul de finanțare a instituțiilor de educație bazat pe per capita. Și cu anumiți parametri care ar, coeficienți care ar permite păturilor, da, adică sau în cazuri mai speciale, păturilor defavorizate să aibă careva finanțare mai mare. Asta e foarte succint ideea. Mai este partea cu rețeaua, da, de instituții de învățământ care există. S-au făcut careva eforturi atât la nivelul școlilor primare cât și mai de a le consolida. Noi am văzut eforturi de a se consolida și universitățile, pe de altă parte. Dar când te uiți la pondere cheltuielilor în PIB și le compari cu alte țări și vezi că rezultatele sunt aceleași, atunci, desigur, că apar întrebări, adică lucrurile trebuie să fie eficientizate, optimizate, și atât din perspectiva asta și sunt recomandările pe care noi le avem. Just to complement again. Și iarăși, dacă pot adăuga la ceea ce a spus Marcel, noi am discutat puțin despre aceste dezechilibrări orizontale și verticale și serviciile aici sunt foarte importante. Cum livrați un serviciu, cum îl implementați. Și de obicei, învățământul ca serviciu nu este un serviciu centralizat, ci municipal, local. Și
o rețea, un cadru, crearea unui cadru care ar stimula performanța este foarte important dacă doriți să stabiliți un cadru fiscal cu care municipalitățile ar putea experimenta și presta servicii mai bune și la fel obține rezultate mai bune. Al doilea aspect destul de important, iarăși, nu ține de bani, cât de maximizarea impactului a fiecărui ban cheltuit. Și aici, dacă luăm studiile din sectorul privat despre, să zice, care vorbesc despre lipsa braților de muncă calificate, de asemenea luăm în considerație migrația de muncă, vedem că avem un este necesar să avem un învățământ cu curriculum ajustat, cu personal bine pregătit și adică trebuie să luăm un cadru mai larg și de asemenea educație, învățământ profesional este o parte, tot face parte din acest răspuns. Fiecare țară își stabilește scopuri în învățământ și oportunitățile oferite studenților chiar în prima zi după absolvire sunt mult mai mari decât în Republica Moldova. Și de asemenea, iată, aici este nevoie de strategie pentru a adresa toate aceste momente. Da, și dați-mi voie să vă spun, este, de fapt, în politică fiscală ne uităm și noi la aceste probleme, cum ar fi calitatea curriculumului, pregătirea profesorilor, dar și alte aspecte, cum ar fi renovarea școlilor, eficiența energetică. Este un proces de lungă durată, dar schimbul spre mai mare calitate dă rezultate și aceasta este strategie. Și este o problemă foarte sensitivă. Dacă noi ne uităm și la migrație și tot mai puține deprinderi în școală, școlile cu care sunt unde sunt 20 de copii, este o decizie foarte gravă, dar totodată, dacă vă uitați la partea calității, este ceea ce trebuie de rezolvat. Noi ne concentrăm pe educația primară, secundară, dar și pe învățământ superior. Care? Deci a spus că iată, Chișinău și Găgăuzia au cea mai mare autonomie, adică mai puțină dependență de bugetul central. În cazul Chișinău este clar, aici sunt cele mai mari resurse financiare. Care ar fi explicația că Găgăuzia se află în așa situație pozitivă? Este faptul că au o autonomie mai mare, financiară și decizională față de centru, de față de guvern, toate astea, sau e altceva? Fiindcă la noi se vorbește despre decentralizare, dar decentralizarea asta nu are loc în restul țării. În cazul Chișinăului, da, aveți dreptate, el 60% din PIB, da, și vorbește despre capacitatea de generare de impozite. În cazul Găgăuzii, situația e principiul similar, adică nu e ponderea în PIB, nu e atât de mare, dar ea, practic, este regiunea, dacă nu greșesc, a doua, da, după ponderea în PIB. Adică, după Chișinău, în principiu, capacitatea de generare de impozite a găsit foarte mare, plus deja autonomia care are. Adică, astea sunt momentele esențiale. Și care e soluția? Pentru toată Republica Moldova. This is a work that we would like to do.
Este ceva ce noi vrem să facem în viitor, dar astăzi nu avem altă analiză decât ceea ce am prezentat. Dar evident, relațiile interguvernamentale sunt foarte importante când veniturile sunt colectate în mod centralizat și, și serviciile sunt livrate local. Și evident, în țările mai mari, federale, acest lucru este important. Dar și pentru țările mici, geografic, ca Moldova, este important să ne uităm la cadrul care reglementează aceste relații fiscale între guvernul central și raioane. În acest context trebuie să subliniem două aspecte. Primul aspect sunt necesitățile. Sărăcia, educația și altele. Este clar că când noi ne uităm la Moldova, nu este o țară omogenă. Sunt unele raioane care au necesități mai mari decât altele și aici vorbim mai mult la nivel de per capita, pentru că, desigur, capitalul, unde este o populație mai mare și mai multe afaceri, cu siguranță va necesita mai mult suport, dar la nivel per capita este important să ne uităm la necesități. Și în al doilea rând este capacitatea fiecărui raion, fiecărei administrații raionale de a genera propriile venituri. Și aici impozitele locale din Moldova sunt foarte mici și există posibilitatea de a le majora, dar noi trebuie să recunoaștem că de obicei, din două motive, nivelul venitului, care nu permite generarea impozitelor, în special în spațiul rural, dar de asemenea și capacitatea administrațiilor locale de a administra impozitele și de a colecta aceste impozite. Este important să ne uităm la cadrul în care se creează stimulii, recunoaștem necesitățile, dar de asemenea se creează cadrul de stimulare autorităților locale ca să sporească colectările la nivel local. Este o combinație a celor două și este ceva ce noi am vrea să studiem anul viitor, dacă va fi posibil, dar desigur acest lucru se bazează mai mult pe experiența internațională decât pe contextul din Moldova. Рассматривали возможность административно-территориальной реформы и как она повлияет на местные бюджеты вот, во Всемирном банке? Такие исследования проводили? Но я могу он студию о релатилах трансфера интергувернаментали на ну доми пайспредич кред. Но я тунча мы не уйтат ла леджа, кари încă nu funcționează, practic, și am propus mecanisme de modificare a formulei de transfer, care se bazează în legi care era prevăzut, se bazează transferul. Noi, de atunci, lucrurile s-au mai schimbat, desigur că și, cum a spus, iată și Stefanul, noi o să ne uităm la aceste lucruri mai detaliat în anii care vine, adică mai recent nimic nu avem, ce ține de reforma administrativ-teritorială, noi am auzit că este o prioritate și desigur că și în acest context deja devine și pentru noi o prioritate să ne uităm cum transferurile interguvernamentale vor funcționa. Este vopros, Adin. Noi знаем, сейчас у нас готовится фискальная политика на будущий год. Из того, что мы видим, Всемирный банк достаточно активно работает с Министерством финансов, в том числе по налогам. То, что мы видим, идет жесткое ужесточение по всем категориям, закрываются какие-то возможные фачилитетс, вводится НДС на автомобили. В этой связи не боитесь ли вы, что ВВП на самом деле в абсолютных цифрах упадет гораздо ниже, поскольку
вот те же, кто покупали, спланировал покупку автомобиля, например, отложат свои покупки, эти деньги не поступят в бюджет, соответственно, дальше. Фискальная политика в отношении малого бизнеса и большого бизнеса, больших компаний тоже ужесточается, соответственно, будут опять же, мало того, что у нас инвестиции и вложения были отложены на фоне ковида, постковида, войны, энергетического кризиса, на фоне ужесточения налоговой политики, которая сейчас происходит в Минфине, будет еще больше, и в конечном итоге падение ВВП будет гораздо более существенным в следующем году. Не слишком ли Минфин перекручивает гайки, что делает Всемирный банк для того, чтобы этого не допустить? Спасибо. Well, let me say that evident reforma fiscală este necesară pe termen mediu în Moldova. Desigur, contextul economic curent, în special când vorbim despre reducerea, adică excluderea ratelor reduse a TVA sau a scutirilor de TVA, trebuie să fie contextualizată cu prețurile mari pentru produsele alimentare și energie și, desigur, multe din produsele cu rate reduse fac parte din această categorie și atât de ce clar, evident, că este important să se vadă acest raport ca o recomandare pe termen mediu când țara, spre care trebuie să aspire țara și care sunt aspectele cheie care ar putea fi incluse în reformă, iar pentru impozitul pe venit a persoanelor fizice, noi considerăm că eliminarea ratei fixe și introducerea ratelor progresive, începând cu rata zero, este cea mai bună modalitate de a face față la trei dimensiuni importante a reformei fiscale. Prima este de a asigura progresivitatea, a doua este de a avea un sistem simplu de administrat, fără toate aceste deduceri, și trei, evident, de a genera eficiență, de a spori eficiență. Evident, acestea sunt elementele pe care noi am vrea să le vedem pe termen mediu și, evident, reforma ar depinde de contextul economic actual, cu toate incertitudinile și nivelul prețurilor care ar putea să nu fie fezabil din punct de vedere politic. Noi, fiindcă întrebarea dumneavoastră a sunat cumva ce face Banca Mondială ca autoritățile să nu facă cei ce fac autoritățile. Banca Mondială nu se ocupă în primul rând de așa lucruri, dar într-a doilea rând, noi, cum a spus Ștefanu, noi avem recomandări. Noi ne gândim ce e bine sau ne bazăm pe experiența națională și atunci venim, iată, credem că așa ar fi ideea sau vectorul sau încolo ar trebui să miște. Și în acest context, la fel, toate cheltuielile fiscale, da, cum le numim noi, noi de mult credem că ele trebuie revizuite, fiindcă noi nu știm pentru cine ele servesc, cui servesc ele, dar vedem care e suma care o pierde statul de la aceste cheltuieli fiscale. Și al doilea moment, ce ține de exact bugetul anului 2023, noi avem cel mai mare deficit care îl avem până acum. Adică, pe de o parte, bine, noi avem poate careva creșteri de impozite sau, bine, nu sunt creșteri de impozite, introducerea unor, da, impozite, și, dar pe de altă parte, deficitul însuși vorbește despre stimularea economiei în anul 2023. Mă înșerpare în așa vreme, pentru последний вопрос. Mai am o întrebare referitoare la productivitatea. Asta s-a menționat într-un context a competitivității reduse a economiei moldovenești. Și a spus că
constituie 40% din productivitatea din România. Cineva s-a citit că în România productivitatea este 35% din media europeană. Da? Deci noi suntem la un nivel extrem de redus. Deci, dumneavoastră, cum vedeți, care ar fi măsurile care ar conduce la sporirea productivității aici în Republica Moldova? Bine, noi știm o măsură, avem prea multe zile libere, cred că asta ar schimba, dar dumneavoastră, ce recomandări mai aveți? Da, eu am să loc pe coautorii studiului să intervină, da. Yes, so that statistic is actually the average, if you take basically... Da, datele astea statistice, dacă ne uităm la tot PIB-ul produs în Moldova și îl împărțim la numărul de lucrători, este o agendă pe termen mediu. Asta este important de subliniat. Ce este necesar pentru creșterea productivității este... În acest raport noi studiem două aspecte specifice. De exemplu, noi este majorarea abilităților prin sistemul educațional, dar noi nu vorbim despre asta în raport. Ceea ce despre noi discutăm noi în raport este că companiile să devină mai productive, este esențial să exporte pe piețele globale, să interacționeze cu companiile internaționale, care, de exemplu, exportă în piețele europene, să interacționeze cu companiile din Europa care ar putea produce în Moldova sau care ar putea mijloace de producție de a lua din Moldova. De obicei, ele au nevoie de calitate înaltă și dacă aceste companii ar reuși să exporte pe piețele internaționale, ele de obicei devin mai eficiente, sunt dovezi în acest sens destul de multe. Ele trebuie să adopte pentru tehnologie, pentru procesul de producție, standarde internaționale, ceea ce le va permite să crească productivitatea, ceea ce le va permite să plătească salarii mai mari. Și, de fapt, vor fi mai multe locuri de muncă mai bine plătite, care plătesc contribuții mai multe sau mai mari, care sporesc eficiența lucrătorilor. Deci acest aspect al exportului este important, dar pentru a face acest lucru sunt necesare foarte multe politici de implementat. De exemplu, în acest raport, în special în memorandumul pentru țară, este infrastructura. Cum să conectăm Moldova cu piețele globale și europene, cu România. Pentru că în trecut comerțul se făcea în altă direcție, dar acum dacă vrem ca companiile mai mici și medii să fie conectate la această piață enormă care este Uniunea Europeană, cu produse pentru care Moldova are potențial, nu doar produse agricole, pesticide, utilaje, Moldova, alte produse potențiale. Avem o nevoie de o infrastructură de conexiune mai bună. Deci infrastructura este importantă, nu doar investițiile, dar și gestionarea infrastructurii, adică eficiența agențiilor de reglementare pentru a crea condiții egale pentru toți, pentru că sunt foarte multe companii de stat pe aceste piețe și trebuie să ne asigurăm că aceste servicii de infrastructură sunt oferite la cel mai înalt nivel. Iar a doua deficiență este ca piața națională să devină mai competitivă. Noi vedem în Moldova că deseori companiile mai puțin productive angajează mai mulți oameni. Asta e contraintuitiv. Deci cu cât trebuie să fie invers. Dacă poți face vânzări mai mari, ai mai mult capital și angaja mai mulți oameni. Dar în câteva sectoare noi vedem că acest lucru nu se întâmplă. Ceea ce înseamnă, ceea ce se implică, că nu există presiuni competitive pe companiile existente. Sunt câteva companii mari dominante, inclusiv de stat, care sunt mai puțin productive, dar care ocupă mare parte, o mare cotă din piață. Nu numai decât de stat, poate să fie și companii private. Și cum noi facem creștem această presiune competitivă, ca companiile mai productivele să fie mai predominante, este de a
promova startup-urile, adică de a reduce costurile de reglementare, apoi că companiile să le permitem să crească, să se deschidă, să reducem povara de reglementare asupra companiilor, dar de asemenea ca cele mai puțin productive companii să iasă de pe piață, adică să fie mai puține responsabile, mai puține productive să iasă de pe piață, adică să fie și reglementarea falimentului. După cum am spus mai devreme și Stefan a menționat un element important, sunt instituțiile. Deci aceste reguli legale pentru companiile noi și existente, cine aplică, cine impune aceste regulamente? Deci noi avem niște legi de competență ale Uniunii Europene, similar cu Uniunea Europeană, și este important să fie o autoritate puternică care e responsabilă pentru concurență și care aplică legislația concurenței pentru a se asigura că toate regulile sunt egale pentru toate companiile, că cele mai bune companii prosperă. Și să existe presiuni competitive pe companiile existente, că ele să devină mai productive, să aibă tehnologii noi. Deci, pe termen mediu, este fortificat autoritatea de competitivă, sectorul judiciar, alte agenții de responsabile pentru reglementarea economiei. Din păcate, întotdeauna detaliile sunt cele mai importante. Și toate aceste detalii sunt prezente în raportul nostru. Completă. Noi am vorbit despre ceea ce se întâmplă acum în raportul nostru. Dar raportul nostru, acest raport nu are parte de calitatea capitalului uman, fiindcă el este în alt raport. Dar el tot face parte din problema pe care noi ați întrebat, întrebarea care ați discutat și problema care noi avem. Последний вопрос. Мой первый вопрос про теневую экономику был не совсем тактичен. Я прошу прощения, боюсь, что и последний тоже получится не совсем тактичным. Вы говорили про то, что рекомендуете, чтобы предприятия с доходом 50 миллионов лей повысить налог на прибыль до 15%. Мы здесь несколько менеджеров только вот стремимся к такому доходу. У нас он намного ниже, но нам кажется, что с 12 до 15 это на уровне погрешности. Крупный бизнес этого и не заметит. Но хотелось бы знать, эти 3%, если повысить для этих предприятий, что это на примере ВВП? Это 1% или даже меньше? Спасибо. Да, мерси. Ведь, как раз была вопрос, probabil puțin trebuie de lămurit metodologia care noi am făcut. Noi am luat un eșantion de companii și pe baza eșantionului respectiv am făcut calcule și am modelat scenariile respective. Din cauza asta, ca să spunem care ar fi impactul asupra lui PIB-ului, noi nu putem. Noi am putut să spunem care ar putea să fie impactul în procente, în comparație cu situația companiilor care noi am analizat-o. Dacă ați înțeles răspunsul meu. Și, iarăși, ăsta e unul din scenariile pe care noi le-am analizat. Ideea noastră cea mai importantă este că, în principiu, trebuie să lărgim baza de impozitare și eforturile de a reduce economia nedeclarată trebuie să ne axăm foarte mult și să lucrăm în acest domeniu foarte mult. Și pentru aceasta, raportul respectiv nu vorbește despre asta, dar sunt o mulțime de metode acum cu noile tehnologii digitale, de altă mulțime care ar putea să ne ajute în principiu să luptăm cu economia nedeclarată. Мы превысили уже наше выделенное время, Марчел, если вы готовы закончить. Ok, then I will ask probably... Deci vom întreba, vom ruga șefa noastră să spună câteva cuvinte. Șeful nostru. As Inguna...
Colegilor, mulțumesc. Foarte pe scurt, eu cunosc Moldova deja de foarte mulți ani. Prima dată am venit în 98, atunci Moldova era o țară foarte diferită. Și am lucrat cu foarte strâns și discuțiile atunci, 25 de ani în urmă, au fost de neimaginat. Noi vorbim despre prețuri și câțiva din voi probabil știți prețurile de piață, ce ar fi asta. Deci nici nu se imaginează. Și sunt foarte fericit acum cu voi să discutăm acei pași care trebuie să se întreprinde către Republica Moldova, cu o țară modernă, europeană, ce a devenit. Și, desigur, cum discutăm, sunt mulți pași înainte încă. Dar trebuie să vă spun, cu scuze, că presiunea economică este critică în această tranziție. Deoarece ați văzut, este și discuția complicată, întrebările complicate. Dar, desigur, nici răspunsuri ușoare nu există când, să zicem, nu este așa ceva când guvernul întreprinde ceva și se așteaptă un miracol. Sunt o complexitate de activități, foarte mulți pași. Dar și doar legislația nu este suficientă. Este vorba și de implementarea legislației. Unele legi se contrapun și eu foarte mult apreciez rolul vostru și aveți toată susținerea mea în eforturile voastre. Și Banca Mondială propune recomandări. Autoritățile le acceptă sau nu? În ultimii 25 de ani în Republica Moldova eu am zis destul de multe recomandări care au fost acceptate și foarte multe care au fost ignorate. Și rolul nostru și vostru este ca să facem astfel ca aceste alegeri, ca aceste propuneri să fie înțelese și să înțelegem că câteodată nu este vorba de economie, ci de politică. Și ceea ce noi aducem prin raportul nostru sau și alte rapoarte. Raportul conține analiză puternică și un tablou, o revizuire a ceea ce se petrece în alte țări. Și Moldova în momentul său istoric, în prezent, se uită, se orientează spre Europa și să sperăm că va-și menține statutul de candidat, poate cu timpul și asociere. Și vorbim și despre cum afectează economia viețile oamenilor și ceea ce înseamnă un viitor bun, prosper pentru voi, pentru copiii voștri. Și când vorbim despre aceste politici, cum Marcel a zis, aceste politici sunt menite pentru termen lung și câteodată anume termen lung este necesar, pentru că unele măsuri se vor resimți în peste 2 ani, 3, 5, 10 ani, mai ales în învățământ. Și toate eforturile noastre a Băncii Mondiale se focusează, se orientează spre ridicarea nivelului de viață și mai ales a grupurilor cel mai vulnerabile. Ceea ce faceți drept este toate întrebările care noi am discutat aici, anume foarte, foarte bine că ați ridicat aceste întrebări, pentru că da, noi probabil putem să vorbim despre chestiuni macroeconomice, dar cum ele se refrângă asupra populației? Chiar vă mulțumim pentru a pune astfel de accente. Și mai
vă avertizăm, vă mai anunțăm despre alte studii, pentru că echipa în prezent lucrează asupra și altor studii, câteva alte studii, care țin de diferite aspecte. De exemplu, cum ar s-ar asigura creșterea economică în Moldova cu 5% și nu cu 3%, pentru că aceasta se va refrânge asupra veniturilor și asupra locurilor de muncă și va întoarce oamenii înapoi acasă. Aceasta vom discuta curând cu guvernul, cu autoritățile și probabil peste câteva săptămâni vă anunțăm și vă invităm la încă o masă cum asta. Vă mulțumim pentru atenție.